Salut, mă numesc Ovidiu și astăzi vreau să vă prezint mașina mea, un Porsche Boxster din 1999. Porsche Boxster 986 cu motor de 2.5, 204 cai putere. Mașina am cumpărat-o anul trecut din Budapesta la aproximativ 115.000 de kilometri. Are mici modificări. Resemnalizările astea de aici schimbate. Inițial din fabrică sunt portocalii. Farurile, semnalizările tot așa sunt albe, nu sunt portocalii. Scopurile la fel au fost schimbate. Eu zic că arată mai bine. Modificarea pe care am făcut-o eu este la toba finală. Am pus o tobă sport. Cauciucurile de pe mașină sunt Michelin Pilot Sport. De când am mașina, am fost plăcut surprins de costurile relativ mici de întreținere. Am băgat ulei Mobil One New Life, uleiul recomandat de producător, undeva la 44 de lei litru, filtre, prețuri normale, am schimbat bujii, 6 bujii, 20 de lei bucata. Pe lângă bujii am mai schimbat bobinele, cred că așa le zice, ignition coil le zice pe engleză. Discuri de frână am comandat de pe eBay, aproximativ 120 de euro amândouă pe spate. Plăcuțe pe spate TRV, 150 de lei setul, deci costuri normale. Per total, mașina îmi place foarte mult. Sunt foarte mulțumit de achiziție, e peste așteptări, ca și senzația de condus de ceva deosebit, nu știu, nu se compară cu nicio mașină obișnuită, ca să zic așa. Costuri relativ mici de întreținere, normale, pot să le spun eu, mai ales că este vorba de un Porsche, toată lumea se sperie când aude de firma asta, dar cel puțin la modelul ăsta întreținerea este acceptabilă. Adică părți care nu îmi plac la ea, am citit pe internet înainte să o cumpăr că interiorul cumva ar fi de calitate mai slabă. Asta depinde de fiecare. Sunt totuși câteva componente din plastic mai ieftin care mai zdrângăne, mai se aude în timpul mersului. Are două portbagaje deoarece motorul este în mijloc, între axe. Se deschid de aici, din stânga șoferului. Are portbagajul din spate, care eu consider că este destul de încăpător. Aici avem jojă de ulei, completăm uleiul și antigelul. Aici vedem nivelul antigel. Să vă arăt și portbagajul din față. Portbagajul destul de mare, nu știu dacă se vede pe filmare, dar e destul de adânc, aici intră mult bagaj. Pe capotă încă mai avem accidentul din fabrică, unde sunt prezentate opțiunile mașinii. Mașina mai are în spate un mic eleron, care se ridică la aproximativ 120 de kilometri. Are și un buton în bord, de unde poți să ridici manual. Acum am să vă arăt cum se decapotează mașina. Prima dată, foarte important, trebuie să tragem frâna de mână. Dacă nu o tragem, sistemul nu funcționează. Avem aici sus o clapetă, dacă tragem asta, și avem aici un buton din bord de unde se face decapotarea. L apăsăm. Un alt aspect negativ ar fi parasolarele, care sunt un pic chip, să zic așa, plastic mai ieftin. Aceste protecții de oglindă se mișcă în timpul mersului. Mașina vine dotată cu scaune de piele standard, încălzire în scaune tot standard, geamuri electrice automate. Modelul acesta are climatronic, sunt și cu climă manuală, cutia în 5 viteze. Bordul Porsche, tipic cu turometru în mijloc, în stânga avem vitezometru,
În dreapta avem temperatura apei, combustibilul, ceasul. Cheia se află în stânga. Un aspect pe care Dan am văzut că îl menționează în fiecare video despre volan. Cum se ține acest volan în mână? Acest volan se ține foarte bine. Chiar îmi place foarte mult. Este din piele, 3 spițe. Este pe gustul meu. Cam așa arată mașina pe dedesubt. O să încep cu toba finală. Sau de când nu am atins niciodată cu ea pe jos. Nu m-am frecat-o de nimic. Acum vom merge la un mic test drive. Ea merge foarte bine, sunt foarte mulțumit de ea. Toată un respons foarte bun, specific motorul aspirat natural. Și ce-mi place mie foarte mult să fac mașina asta e Hilton Downshift. Merge foarte bine, pedalele și cred că sunt concepute pentru așa ceva. Sunet foarte plăcut, mai ales când mașina este decapotată. Îmi place foarte mult cum se aude. Acum o să încerc să fac un heel-toe downshift. Îmi place foarte, foarte mult să fac asta, fiind și pasionat de karting, deci mă unge pe suflet. Mașina are o stabilitate foarte bună în curbe, fiind mid-engine, motorul între axe, are și centru de greutate foarte jos, îmi place foarte, foarte mult cum stă pe curbe. Pe mașina am dat 12.000 de euro, am mai investit 1.000 de euro de când o am, am parcurs aproximativ 10.000 de kilometri. Asta a fost Porsche-le meu, sper că v-a plăcut. Salutare și numai bine! Este un Porsche... A venit o muscă, fix. Vedeți, am niște emoții. Acelor obiecte de plastic.